În luna iunie, rata medie lunară a inflației a fost de 0,5%, în comparație cu sfârșitul anului trecut. Valoarea acestui indicator, calculat pe baza creșterii prețurilor de consum al populației, a crescut cu 2,67% și cu 4,38% față de luna iunie anului trecut. În timp ce prețurile mărfurilor alimentare au scăzut cu 1%, la cele nealimentare și la servicii, tarifele practicate au fost mai mari cu 0,2%, respectiv 0,6%. Cele mai mari creșteri de prețuri în iunie, comparativ cu mai, s-au registrat la fructe și conserve din fructe cu 2,67%, potrivit Direcției Județene de Statistică. În schimb, am plătit mai puțin pentru ouă cu 7,8%. Creșteri de prețuri s-au înregistrat cel mai mult la fructe și conserve din fructe cu 2,67%. Scăderi s-au înregistrat la ouă cu minus 7,8%. În cazul serviciilor a crescut prețul transportului aerian și al telefoniei, fiecare cu 1,58%. De asemenea, s-a majorat și prețul serviciilor poștale cu 1,21% și tarifele pentru apă, canal, salubritate cu 0,4%. Cele mai mari creșteri de preț practicate la mărfurile nealimentare s-au înregistrat la cărți, ziare, reviste cu 1%, autoturisme și piese de schimb cu 0,9% și combustibil cu 0,4%. Creșterea medie a prețurilor în ultimele 12 luni, perioada iulie 2009-2010 față de precedentele 12 luni, a fost de 4,6%. În cadrul grupei de mărfuri nealimentare, cel mai mult au crescut prețurile la cărți, ziare, reviste cu 1%. România a avut a treia rată a inflației din Uniunea Europeană de 4,3% în luna iunie, potrivit Institutului de Statistică European Eurostat, fiind devansată din acest punct de vedere numai de Grecia, cu o rată a inflației de 5,2% și Ungaria cu 5%. În schimb, cea mai scăzută rată s-a înregistrat în Irlanda de -0,2%, urmată de Letonia -1,6% și Olanda 0,2%.